Bună! Bună lumii! Bună tuturor! Bine v-am găsit, bine ați revenit pe acest canal. Așa cum ați văzut și din titlu, ce ciudat mi se pare să nu fiu singură în fața camerei. Dar v-am promis la începutul vlogmasului că o să avem câțiva invitați. Primul dintre ei este Lumi, draga mea Lumi. Și să știi că am o surpriză pentru tine înainte să continuăm. Prietenii mei știu. Ce? Ce? Stai, voi știți? Tu nu știi? Păi nu știu nimic. Pentru că nu ți-am zis. Stai că... Toți invitații mei vor purta treaba aceasta. Stai că mă asortez, deci e bine. Este căciulița de spiriduș care nu o să se vadă neapărat în cadru. Da, se vede că sunt mai mică de statură, probabil. Da, foarte cute. Da, ce da. Mișto. Vlogmasul este patronat. Zic bine, nu știu dacă zic bine, este însoțit de această căciuliță de spiriduș. Da, pentru că avem tot felul de materiale care să ne ajute să avem niște sărbători magice. Să-i trăm în atmosferă. Da, și așa că suntem spiridușii moșului. Suntem. Și vă aducem azi? Ce vă aducem? Și vă aducem astăzi un gift guide. Și nu neapărat doar un gift guide, ci vă zicem care ar fi parfumurile pe care noi le-am vedea potrivite, da, pentru a fi oferite cadou de sărbători sau pentru a fi purtate chiar de noi de sărbători. Și înainte să începem, am mai zis o dată treaba asta, și înainte să continuăm, ca să nu ne repetăm, trebuie să facem niște disclaimere. Și primul dintre disclaimere ar fi faptul că aici e vorba de o părere personală. E vorba de cum ne raportăm noi la parfumurile respective și deși au fost alese de Lumi din imensa ei colecție de parfumuri. Imensă, nu, n-am imensă. Măi, cunosc oameni care au mult mai multe parfumuri decât mine, dar na, pot să zic că n-am. E mare. Prea puțin. Vă zic eu că este mare. By the way, pe aici, pe sus, niciodată nu știu unde să arăt, mergeți pe canalul ei, acolo, cred că acolo. Cred că aici, nu știu, nici eu nu știu niciodată. Mergeți pe canalul ei să vedeți că vorbește foarte mult despre parfumuri. Evident, din perspectiva ei, le raportează sau se raportează la ce simte ea în momentul în care miroase un parfum. Și despre asta este vorba și acum. Am adus, ea a adus pentru noi, aici, în fața noastră, o serie. Sunt 10 parfumuri, cred, și am mai adăugat eu unul din colecția mea care mi se pare bun pentru perioada asta, la fel, părerea mea personală, dar le aducem în fața voastră în ideea în care vreți să faceți un cadou și vreți să fie un cadou potrivit pentru perioada asta anului și nu neapărat pentru Crăciun. Poate să fie potrivit și pentru iarnă. Sunt foarte bune de iarnă. Chiar sunt selecția mea de iarnă, dacă urmează să fac un clip pe tema asta. Să zic cam ce parfumuri o să port eu iarna asta și multe sunt aici deja în față. Super! Și o să povestim despre cum ni se par nouă, de ce le găsim potrivite pentru perioada asta și despre faptul că le putem purta în perioada sărbătorilor, de Crăciun, de Revelion, având în vedere că probabil că o să ne întâlnim cu familia, o să stăm cu toții la masă și nu vrem să îi... asfixiem pe cei din jurul nostru cu cel mai strong parfum. N-am vrea, dar vrem să fim și remarcați. Normal. Să fim în spiritul sărbătorii respective și să mirosim la Crăciun. Da. Mă depinde pentru fiecare în parte ce înseamnă Crăciun, cu ce mirosuri asociați voi sărbătoarea de Crăciun sau Revelion anul nou, că sunt diverse. Aici e un grad foarte mare de subiectivism. Normal. Parfumerie, clar, se știe. Și aspectul de a da cadou un parfum, după mine, trebuie să fac încă un disclaimer. Da? E bine să dați cadou persoanelor pe care le cunoașteți un pic. Le cunoașteți gusturile, mai ales materie de parfumuri, pentru că e o chestie destul de personală. Uh-huh. Și pot să zic că puteți și jigni persoana dacă dați cadou parfumul nepotrivit. De asta trebuie să alegeți, ori cum discutam noi înainte, parfumuri care poate sunt mai pe placul tuturor și sunt mai iubibile. Un general apreciat. General apreciat și cunoscut. Și dacă știți că persoana respectivă nu are
anumite gusturi, adică nu se duce pe o anumită nișă în parfumerie, că există mirosuri și ciudate și poate persoana respectivă are niște gusturi mai ciudățele un pic și atunci trebuie să vă mulați când oferiți un cadou, un parfum pe persoana respectivă, de asta nu știu, nu aș recomanda neapărat străinilor, adică persoanelor pe care nu le-ați văzut în viața voastră, nu le cunoașteți deloc. Și atunci e dificil, pentru că atunci e și mai dificil să alegi un parfum. Dacă vreți neapărat să dați un parfum, dar vă recomand să cunoașteți un pic, eventual să vă băgați nasul, dacă aveți cum să ajungeți în colecția persoanei respective, atunci e perfect. Să vedeți ce are, vă faceți o idee și atunci vă bazați pe asta și vă duceți și alegeți un parfum dacă vreți să oferiți cadou. Cel mai bine. Da, sunt de acord cu treaba asta. Dar uite, în timp ce vorbeai, m-am gândit la un lucru. Nu e așa că te simți foarte bine în momentul în care porți un parfum și cineva vine și te întreabă cu ce te-ai dat că miroși foarte bine? Da, normal. Mi se pare genială treaba asta. Să mă dau cu un parfum și cineva să vină. Normal, că e totdeauna binevenit un compliment. Vai ce bine miroși, vai ce... Dar acum depinde de ce vrei tu de la parfum respectiv. Unii se dau cu parfum doar pentru ei. Că pentru starea lor, pentru mai multe, să se introducă așa într-o stare de zen sau poate să se, nu știu, să se gândească la ceva, gândească la ceva sau în ziua respectivă au ei chef de ceva și nu se uită neapărat la, vai, ce o să zică lumea. Dar eu cred că nimeni de aici nu se supără când primește un compliment că miroși foarte bine. Eu așa cred. Părerea mea este că e așa un fel de recunoașterea faptului că te-ai dat cu un parfum care îți place și le place și altora. Da. Mai ales dacă ești, cum ai zis tu, de la masa de Crăciun sau acolo, în familie de Crăciun și familia îți comentează, mamă, dar ce bine miroși. Da. Atunci hai să începem. Hai să începem. Sunt super excited, abia aștept. Păi, avem așa, pentru... tu știu că ești iubitoare de cafea. Da. Și am aici două parfumele. Unul mai mainstream, cum zic eu, adică se găsește în Sephora, în Douglas. L-am adorat pe acesta. L-ai adorat, da, știu. Și eu, pentru că uite cât am consumat din el și vreau o altă sticlă. Este vorba de Black Opium de la Yves Saint Laurent. Da, este absolut genial parfumul acesta. Este o vanilie cu cafea. Cafea, eu o simt, multă lume zice că nu o simte, dar e acolo. Să știi că nici eu nu prea o simt. Este cea mai puternică cafea. Dar, dacă vreți ceva mai puternic, acum a ieșit varianta intensă și aceea, am testat două, are mai multă cafea în deschidere. Primele, nu știu, 20-30 de minute o să simțiți mult mai multă cafea decât în acesta, dar apoi se usucă pe piele, cum zic eu, tot ca o vanilie. O vanilie foarte plăcută, zic eu, mai ales pe timp de iarnă, asta căutăm, cred că vanilia e la... Când e frig, eu prefer parfumuri dulci și care și conțin vanilie. Și apropo de treaba asta, vă arătăm niște parfumuri, dar vă recomandăm din tot sufletul să mergeți să le testați în magazin. În orice magazin vreți voi, că nu e vorba despre branduri aici neapărat, e vorba strict despre parfum, despre ce ne transmite el, despre, nu știu, unde ne poartă parfumul respectiv și de ce l-am purtat în perioada asta. Dar mergeți și testați-le. Și o să vă zicem și unde le puteți testa. Acesta... Da. Cred că se mai găsește și varianta asta originală, veche, în Sephora Douglas. Și acolo găsiți și varianta aceea intens. Da, la mall. Orice parfumerie din mall, cred că are acest parfum. Eu cred că undeva mai am sticla acestui parfum, pentru că mi-a plăcut atât de mult încât nu îmi vine să o arunc. Cred că chiar pe aici, pe undeva... Deci pe acesta nu-l mai testăm, că știm amândouă. Îl știm. Dar sunt câteva aici pe care ea nu le știe. Da. Sunt destul de multe pe care nu le Vreau știm. Vreau să-i văd reacția. Dar Yves Saint Laurent, acest Black Opium, chiar este o variantă pentru perioada asta și mi se pare că e un parfum cumva general acceptat și... Da, e un iubibil. Nu deranjează. Da, exact. E un parfum pe care chiar poți să îl iubești și care nu deranjează în jur. Da, mai ales dacă știți că persoana respectivă iubește cafeaua, iubește vanilia în combinația asta și se duce spre parfumul mai dulci. Bun chiar și de cadou. Și știu că există chiar și variante de cutii de cadou care includ parfum și încă ceva. În perioada asta sigur ruși sau mascara, cred că conțin unele din ele. Vedeți. Cu siguranță pentru majoritatea cred că aș putea să o pun și niște linkuri în descriere dacă vreți să le comandați online.
Vedem. Până postăm materialul, vedem. Și hai, lanțul cu cafea pe asta trebuie să-l testeze, Raluca. Da, da, da. Nu da, cred da. Că l-ai testat sau am văzut acolo un ristretto. Vorbim aici de Montal. El vine așa în cutia asta pe care cred că o vorbește lindă. Un pic. Da, dar exact. Hai să scoatem. Vine un săculeț. Așa, ador săculețul. Atât am și eu unul. Are și eu unul. Și asta este sticla, care mie mi se pare una dintre cele mai frumoase sticle de la Montal. Îmi place acest degrade și mirosul, ce să mai, că mirosul contează cel mai mult. Hai să-i dăm, are un stopper așa, nu știu să scoate stopper. Da, e foarte interesant, și, da, interesant e din metal, designul. E din metal. E bun pentru travel, în schimb. Da. L-am luat cu mine, n-a puțin nimic. Mm-hmm. Fiind metal, nu riscăm să se spargă. Și ușor. Și e foarte ușor, da, exact. Hai să-l dăm un pic mai așa, să nu... Aul. Nu avem pești. Noi nu avem pești. N-avem pești. Nu avem pești. Eu am pești și de obicei dau în partea asta acasă, nu dau pe pești. Are trandafir. Mm-hmm. Are mult trandafir. Are. Eu, să zicem că parfumurile cu trandafir nu sunt preferatele mele. Uite, dacă cineva mi-ar face un cadou, probabil că n-ar ști treaba asta despre mine. Și dacă mi-ar aduce un parfum care conține mult trandafir, nu știu dacă chiar l-aș folosi. Nu pot să zic, nu, trandafir, da, 13-14. Și eu am aceeași problemă ca tine cu trandafirul, dar sunt anumite parfumuri cu trandafir care și pe mine m-au surprins și, și mie îmi plac. Dar, din nou, testați. Pentru mine, parfumul acesta miroase a foarte mult trandafir. Așa. Și acum începe să se simtă un miros de, nu de ristretto, ci de cappuccino, din acela de la... plic gen, peste care pui apă. Și în momentul în care pui apă fierbinte, miroase a ceva. Eu asta simt. Interesant. Foarte interesant. Îmi place. Și acum a început să mai domolească trandafirul. Un pic trandafirul. Da. Mai este o variantă, asta doream să spun. Tot de la Montal, se numește Intens Cafe. Acesta este Ristretto Intens Cafe. Are și altă sticlă cu altă culoare. Acela, chiar dacă scrie pe Intens Cafe, mie mi se pare că nu are atât de multă cafea cât trandafir. Deci, dar depinde acum. Percepția e diferită. Ei se pare că acesta are mult trandafir. În deschidere, cel puțin. Uh-huh. Acela mie mi se pare că intens cafeul pentru mine e mai mult trandafir și mai puțină cafea și aici simt mai multă cafea. Eu l-aș găsi super potrivit pe acesta unei iubitoare de trandafir, cu siguranță, da. Dar unei iubitoare de trandafir care bea cafea. Care, nu care bea cafea pentru că bea cafea, care găsește o plăcere în băutul cafelei. Da, da, pentru ea e o plăcere să bei cafea. Adică da, e foarte interesant. Nu mai miroase așa mult de trandafir, cel puțin pentru mine, dar simt acum o aromă de cafea, dar la fel, nu cafea. Când ai deschis punga de cafea și îți miroase a cafea. Da, nu e cafea proaspăt măcinată sau ceva de genul ăsta. Nu, da. E o cafea mai stilul... Mai dulce și mai aromată cumva. Da, și nota asta de trandafir te duce puțin... E și un pic metalic, deci nu știu dacă ai sesizat. Are o tentă, bine, toate cele de la Montal au o tentă metalică, pentru nasul meu cel puțin. Dar acest trandafir din el, mi se pare că duce mai pe partea, da, o să zic, orientală un pic. Adică parfumul în sine are un vibe, are un aer. Nu e chiar... Nu-l simt neapărat, să știi, nu-l simt neapărat. Eu simt trandafir și cappuccino. Mirosul ăla de cappuccino, de plic de cappuccino peste care ai pus apă fierbinte. Foarte interesant. Da, și eu simt cafea cu ceva lapte în ea. Și acel trandafir, dar e undeva mai în spate trandafirul și mie mi se mai în față cafea. Cred că ce am zis până acum este demonstrația perfectă cu privire la faptul că parfumul e o experiență personală. Da, corect. Și da, dacă știu sigur că n-aș da greș pentru o iubitoare de trandafir sau de cafea cu parfumul ăsta, el rămâne o experiență personală. Eu am mirosit asta, tu ai mirosit cu totul ceva diferit. De asta zice, mergeți și testați. Acestea cred că se găsesc în Obsentum? Da, Obsentum sigur are... Și cred că și prin Douglas... Da, dar nu știu dacă găsiți Ristretto Intens Cafe, am fost recent în Douglas, au Montal, dar depinde acum ce au pe stoc în Douglas. Sunt și site-uri care pun mostre lângă parfum în momentul în care îl cumperi,
lângă parfumul ăsta. Același parfum, știu că sunt, ca să-l testezi mai întâi înainte să-l deschizi. Da, da, de obicei site-urile, cum e Parfumas, cele care... Da, au un tag pe Parfumas? Sunt anumite site-uri, ca să înțelegeți despre ce vorbim noi aici, da, pe canapeaua noastră verde, mea verde, din, super frumos, din studio. Am făcut decorul, au văzut ei deja la începutul vlogmasului. Sunt site-uri unde în momentul în care îți cumperi un parfum, îl primești, primești cutia cu el sigilat și o mostră atașată. Da. Parfumas este unul dintre site-urile acestea. Ca idee, cu siguranță sunt mai multe, dar pe ăsta ne-a venit acum în minte. Și desfaceți mostra, o testați, fără să desigilați produsul. Foarte și important. Dacă vă place până la urmă mostra, ați pus-o un pic pe mână, ați stat cu ea câteva ore, știți sigur că vă place produsul respectiv, îl păstrați, dacă nu îl puteți returna. Condiția este ca el să nu fie desigilat și să fie utilizată doar mostra, da, pe care da, o păstrați ulterior, da, nu o trimiteți și pe aia înapoi, din câte știu. Nu, mostra se păstrează, mostra, dar rămâne... nu puteți trimite înapoi parfumul dacă nu vă înțelegeți cu el din mostra. Următorul. Sunt super entuziasmată. Hai să vedem de acest parfum care pe mine mă duce cu gândul la Crăciun. E foarte gurmand, dulceag. Lolita Land de la Lolita Land. Da, e un ambalaj special. Deci acesta cred că o să mulțumească persoanele care caută parfumuri ochioase, să le zic așa. Acesta este capacul. Da, superb. E foarte whimsical așa. Super. Pe majoritatea, să știți că nu le știu. Cu majoritatea nu am intrat în contact până acum. E posibil acesta, dacă vi-l comandați, să vină într-o culoare mai deschisă, să nu fie așa culoarea asta închisă, pentru că asta se întâmplă cu vanilia din el. Serios? Da, da. Vanilia se închide la culoare. Adică se închide lichidul după pentru... mult timp. Depinde acum. Uite, o informație interesantă. Da, depinde acum dacă îl țin cutie și nu are acces aerul la el sau lumina, s-ar putea să mai dureze până se închide la culoare. Dar multă lume, de exemplu, mie îmi place nuanța asta de coniac. Nu, dar ideea în care o iei de o culoare și după 3 luni... Da, să vă speriați dacă se schimbă, că nu se schimbă mirosul, nu se alterează parfumul. E interesant, nu știam asta. Dar chiar e interesant. Și e valabil pentru parfumurile cu vanilie. În general, da, cu vanilie. Doar vanilie simt aici. Da. Doar vanilie. Dar ce fel de vanilie? E din aia mâncabilă, cum zic eu. Ai mâncat-o. Dar e dulce, nu e așa? Adică nu e, dulce. Zic, e dulce. Da, este un parfum dulce, potrivit, pe care eu îl găsesc potrivit pentru vremea rece. Și îmi sună ca vanilia din... esențele alea pe care, fiolă, pe care le desfacem și le punem la prăjituri. Da, da, vanilie de pus la prăjituri, exact. Uh-huh. Adică te gândești la o prăjiturică, la ceva, un cabiu dulce, ceva ce ai face de sărbători, poate. Acesta este un parfum pe care eu l-aș oferi unei gospodine pasionate de prăjituri. Da, da. E un parfum în care cred că o gospodină pasionată de a face prăjituri s-ar regăsi. Și dacă știi că vrea să miroase așa, adică dacă îi plac mirosurile pe care le produce ea bucătărie, pentru că gătește foarte mult și face prăjiturile, da. Oricum, cred că, poate că zic prostii ce zic acum, dar cred că în momentul în care vorbim despre cineva care are o pasiune din a face prăjituri sau care are un job din a face prăjituri, ăsta ar fi un parfum pe care ar putea să-l poarte fără probleme la job. Da, pentru că e de acolo, din aria aia de bucătărie, știi? Da, adică nu e nimic ieșit din contextul respectiv, da. Uh-huh. Da. Astfel încât să poată să se și concentreze la ce face și să fie acolo, în mirosul ăla, nu? Cu toate că dacă exagerezi cu acest parfum, s-ar putea să deranjezi oarecum. Să fie prea mult? Să fie prea mult. Deci acestea dulceci... mie mi se par tricky în sensul că trebuie să aplicați, nu știu, 3 pufuri după mine, dacă sunt puternice, ca să nu exagerați, adică să nu vă duceți. Că atunci e un miros plăcut pe care toată lumea îl apreciază, cred că multă lume, adică apreciază mirosurile astea dulci, ușor gurmande, mai ales bărbații, știu că bărbații apreciază asta pe o femeie. Da. Câte știu eu. Mi se pare că a transformat un pic. Ce mai simți acolo? O piersicuță, ceva? Aș zice că simt ceva fresh. Un pic de ceva fresh. Dar nu-mi dau seama ce.
s-a transformat, nu mai este doar vanilie în capul meu, s-a mai transformat. Și care e o notă de Bellini? Ce este Bellini? Este un cocktail. Serios? Deci se pare că ar fi efervescent, pentru că nouă ne place să folosim cuvântul efervescent. Da. Și ar fi așa, mai sparkling. Înțelegeți? Ca un da, e interesant. Misumat. Chiar e interesant. Și pe piele se dezvoltă frumos. Deci, pe deci am găsit până acum un parfum general valabil, Blenopium, da, da, cu da, care eu zic că ar trebui să nu dai greș. Și e cunoscut, e, da. Pentru o pasionată de sau o iubitoare de trandafir și o pasionată de cafea. Da. Și un parfum pentru cineva care adoră sau care are ca job făcutul de dulciuri. Ca să mă exprim. Da. Nu? Da. Da, perfect. Mai departe. Hai să vedem următorul, că la asta mă gândeam. Avem de la Maison Margiela, așa zic eu, s-ar putea să pronunț un pic prost. Maison Margiela. Margiela. De la Replica Line, adică gama e Replica, avem By the Fireplace, care se traduce în cum lângă să stai lângă șemineu. Da. Și fix așa miroase. Hai să vedem dacă miroase a ce, a lemn, ce a fum. M-aș gândi eu. Da, mie miroase. A, mai bine, nu îți spun nimic, că te influențezi și îmi spui tu. Ce trebuie să vă zic despre parfumurile acestea este că ador sticla. Da. O să fac niște videouri de tip close-up pe care o să le inserez pe aici, că mi se pare mai drăguț să vadă și sticlele de aproape, dar ador sticla și eticheta. Eticheta este absolut superbă. Da, eticheta tactilă așa e foarte, foarte frumos, așa o simți frumos la atingere, pentru că e un soi de, ce zice că e asta, un soi de pânză. Da, e un material. Cum se făceau pe vremuri anumite etichete în laboratoare, cam asta vrea să fie. Da, o să vedeți. Foarte, foarte drăguță. Ia să vedem. Și acum ar fi trebuit să zic, fum. Simt, aici tot fumul. Vreau să spun și ce zice lumea despre acest parfum. Pentru că acesta este pentru persoanele care iubesc parfumurile mai nișate, mai pe o anumită direcție. Am și eu un parfum de la Maison Margiela. Dar e cozy. Mie mi se pare cozy. Adică pe mine mă duce cu gândul într-o poveste. El scrie aici, pentru că aceste parfumuri sunt făcute cu gândul la anumite trăiri. Să-ți transmită o amintire. Toată gama lor e pe baza amintirilor. Să te transpună într-o amintire. Da. Și aici scrie așa, burning wood and chestnut, adică lemn arzând în foc și castane. Zice că e și pentru femei și pentru bărbați, deci e unisex. Și te duce cu gândul în Chamonix, la, în 1971 ar trebui. Wow! Deci undeva nu existam în 1971. Nici nu eram concepțit. Vreau să zic că s-a deschis pentru mine, în opinia mea, total ciudat față de cum așteptam eu să miroasă, având în vedere numele By the Fireplace. Dar acum, după, nu știu, au trecut 2 minute sau ceva de genul. Indica să miroși după 1 minut. Simt un fel de lemn, dar culmea că nu mă duce cu gândul la un șemineu neapărat. Mm. Dacă ar fi să cumpăr un parfum din gama asta, Replica, da, și să îl ofer cuiva, eu personal l-aș oferi strict pentru ideea de inducere a unei amintiri, da, de, nu știu, transpunere într-un cadru din copilărie, din ei, oricum foarte multe parfumuri care transmit destul de multe idei sau le duc destul de multe locuri. Da, e foarte cool cum au conceput ei parfumul. Fum! Vine fumul! Știi că unii simt... Asta nu e, nu știu dacă e un lucru... Unii care nu iubesc atât de mult parfumul ăsta, pentru că e în parte cam lumea în două, unii simt șuncă afumată. Nu simt șuncă afumată, dar simt un loc, hai să zicem șemineu, că tot e by the fireplace, s-a făcut de tabără, în care s-a făcut focul acum ceva timp. Da. Și a rămas acolo mirosul ăla specific de, nu știu, lemn care a ars în trecut.
știi? Lemn arzând, dar mocnit așa, nu cu flacără. Nu vă imaginați că vă dați cu parfumul ăsta și pare că ați luat foc și sau un ceva. Lemn dulceag așa, dar e foarte călduros acest parfum. Deci asta îmi place că merge în perioada asta sărbătorilor. Da, da. Te gândești să stai lângă un foc, adică cine n-ar vrea să stea acolo cu o păturică, cu o ciocolățică caldă, o carte, o carte da, și da, da, da. Cam așa să-ți pretegi un film pe Netflix. Da, 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 corect. Da. Da, e foarte interesant. E interesant și mai interesant pe piele. E interesant după câteva minute. Da, clar. După câteva minute începe să se deschidă și, nu știu, se îmbină, din punctul meu de vedere, mai bine toate aromele. Că e recomandat oricum să nu... Me gusta. Să nu mirosim atât de repede, dar eu nu mă pot atire. Hai să vedem. Una avem 10 repute mirosim una după alta. De la Jo Malone. De la Jo Malone avem acest Mirenton din gama Cologne Intense, adică este ceva mai puternic. Jo Malone este un brand de nișă, îl găsiți în Douglas, să-l mirosiți pe acest în acolo. Douglas și în Obsentum. Și în Obsentum, da. Că Obsentum sunt și ele în câteva orașe mari în țară, prin urmare... Da, Douglas-ul e mai des întâlnit, cred, decât Obsentum. Da, cu siguranță. Și acolo, sigur, îl găsiți, că acolo l-am testat și un Douglas și... Acesta este un miros altfel, mir în tonc, adică are mir și poate tonc. Mir? Mir? Mir. Hai să vedem. Dacă... Până îl pulverizezi tu, parfumurile acestea în ambalaj negru de la Jo Malone sunt unisex? Sau doar unele? Din câte știu, da, cred că toate sunt catalogate unisex, dar acum trebuie să testați, oricum, pentru că unele înclină. Depinde de... unde nasul fie căruia și de preferință aici, pentru că... Și de principiu, parfumurile de nișă, cam toate sunt unisex. De principiu. De principiu. Cam încolo se duc. Cam toate care se lansează acum se lansează unisex. Give it to me. Și acesta eu îl văd și pe un bărbat. Puteți da cadou. Oh, da, clar. Și mi se pare că nu este dulce. Nu primul e dulce. Lucru pe care pot să-l spun despre el e că nu e un parfum dulce. Nu știu dacă ar fi fost asta, acestea toate parfumurile mele, ca să nu zic colecția mea, dacă ar fi fost toate parfumurile mele, nu știu dacă l-aș fi inclus pe ăsta într-o recomandare de Crăciun sau, în fine, pentru perioada asta. Da, nu e chiar dulce, adică nu e din tema asta, dar mie dar e altfel, e deosebit. E altfel, chiar e deosebit. Cred că e preferatul meu de la Jo Malone, pot să zic asta, dar am foarte multe preferate de la Jo Malone. Deci, Jo Malone e o casă cu care eu, practic, mi-am făcut antrenamentul când am intrat pe partea de nișă, că e mai accesibilă la preț. Pe partea de nișă vorbim de niște prețuri mai mari. Da, și, da. Dar, nu știu cât costă sticluța asta mică, e mai accesibilă ca preț. Nu mai știu acum cât mai sunt prețurile, sincer. Dar, da, dacă poți tu să pui un link da, în descriere... Cu siguranță acolo unde găsesc da. Varianta sigur online găsești. Vă pun și vă și zicem când ne dăm seama unde le puteți testa, astfel încât să știți cum interacționați voi cu ele. Mie mi se pare foarte elegant. Da, este foarte elegant. Ideea este că sigur atunci când l-ai pulverizat și l-am mirosit, îmi părea o combinație de... Aș fi zis mir, dar... Eu am folosit mir din mai multe locuri și e mirul ăla. Știi, fiecare loc pune câte ceva în el, fiecare biserică sau eu știu. Dar nu e mirul bisericesc. Da, 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 nu e, nu simt pe acela. Nu vă gândiți că vă duce cu gândul la biserică, nu. N-avem da. Tămâie, nu? Nu cred. M-am gândit eu, cu vreun parfum cu tămâie avem. Dar, și mirul e o rășină. Nici nu știu cum să zic, n-am mai mirosit niciodată ceva asemănător. Da, chiar e un parfum special. Cred că este parfumul ăla, deși mai avem 6-7 mirosit și de arătat. Cred că e, nu, cu cât mai multe, cu atât mai bune, ca să știe oamenii despre ce este vorba. Dar cred că este parfumul acela pe care eu îl văd pe o doamnă sau, de ce nu, un domn îmbrăcat în costum. Da, adică îl văd într-o ocazie mai elegantă. Formal, da. Cum ar fi dacă m-aș duce să îmi petrec revelionul, de exemplu, la Marriott. Da. Zic așa, exagerat. Am trecut în... Am exagerat mult acum când am zis asta. Zic la operă, unde te îmbraci în rochie de gală. Acolo mi se pare că un pic ar merge altceva, chiar și mai formal. Da, dar, cum zici tu, e bine. Da.
Pentru o ocazie din asta este super potrivit. Și la fel, o doamnă care merge la birou, care se îmbracă în costum cu tocuri, da, așa, e, frumos, da, elegant, foarte, da, potrivit, foarte potrivit. Pentru... Și mie mi se pare, da, că iarna strălucește cel mai bine, cu toate că nu este, cum ai zis tu, nu este incredibil de dulce, are acolo nu e, nu e ceva, o dulce asta, dar pe mine mă duce cuvântul și la ceva... Răcoritor, rece. Mm-hmm. Exact, rece. Rece. Rece este fix cuvântul, da, care descrie acest cuvânt, acest parfum. Nu te invită să fii foarte aproape de persoana respectivă, dar ți induce așa un respect pentru persoana respectivă. Da, asta zice, da, așa, opa, că merge la o doamnă la birou sau... Da, da, perfect. Îmi place. În același stil, am mai băgat un Jo Malone aici, de data asta în sticlă mare, tot sticla aceasta închisă la culoare din Cologne Intense. Vorbim de Velvet Rose and Oud. Nu știu cât o să-ți placă ție ăsta, wow, pentru că are trandafir. Și trandafir și oud, adică e... Nici mie nu-mi place trandafirul și până mie acesta îmi place. Și îl văd foarte bine iarna, pentru că e are acea notă de oud. Haideți să vedem. Hai, mai aștept un pic, că știi tu cum e. S-ar putea să ți se pare. E un trandafir mai din ăla de dulceață, nu știu dacă o să-ți placă. Nu-ți place? Bunica mea folosea un trandafir. În fața curții ei, așa, avea niște tufe din alea de trandafiri, cărora le rupea petalele și făcea dulceață. Da, da. Exact trandafirul ăla. Da, e trandafirul din acela velvety cărnos. Și eu văd un trandafir foarte roșu, mai închis chiar decât roșu, mm-hmm, fel de burgundiu, așa, nu știu. Mm. Și dulceață de trandafir. Și foarte cărnos și catifelat, așa, mm-hmm, cu un ud, care este cea nu mai e puternic, scumpă. Nu e un ud, nu te dă afară din casă. Nu. Udul acesta, Jo Malone, nu, adică face un ud. Adică nu este udul acela pe care, da, îl regăsim în arăbeștile alea, da, clasice. Nu e. Dar e chiar finuț. E o combinație destul de clasică cu trandafir și ud. Se folosește foarte des, dar îmi place cum a făcut Jo Malone, adică a făcut în alt fel decât cele de zona arăbească. Mm-hmm, mm-hmm. Nu e chiar. Mă gândeam cui l-aș recomanda, nu știu cui aș lua eu personal un astfel de... Unei doamne mai serioase. Foarte serioase. Da, și tot așa la ocazie. Deci ce ziceai tu, pe acesta l-aș vedea purta la operă. Da. Cu o roche de gală. Da. Și mi se pare că proiectează foarte mult. Da, proiectează bine. Pe deosebire de acestea, da, pe care le-am văzut până acum, proiectează extrem de bine. Da, da. Și acesta chiar îmi imaginez o doamnă într-o roche de catifea. Ce mă duce acolo cu mântul. Cred că s-ar potrivi. Lungă, cu o pereche de pantofi roșii, stiletto, cu părul prins, blondă dacă se poate, da, și cu un ruj roșu. Da, neapărat un ruj roșu. Adică gata, am decis. Dacă aveți o astfel de prietenă, da. Da, e interesant parfumul. Nu l-aș lua pentru mine și nu m-aș da cu el, pentru că mi se pare... Too much. Da, e prea mult pentru cineva care nu e cu trandafirul. Da, exact. Dar nu vă gândiți că are atât de mult ud astfel încât să ziceți, nu, ăsta e un de-ala. Nu. Este super discret și super finuț și aproape că nu se simte. Bine, nu știu sincer cât ud are, pentru că da, udul e foarte scump și e folosit în parfumuri care ne depășesc, adică mie cel puțin îmi depășesc bugetul. Bine, nu sunt niște parfumuri foarte ieftine. Nu sunt ieftine, dar udul ca esență e foarte scump și e folosit în cantități foarte mici și ca esență naturală, adică nu refer la cel făcut în laborator. Dar Jo Malone face un ud mai pe partea naturală și mai potolit. Mă uitam acum pe masă, da, și îmi dau seama că avem parfumuri de la, cred că Jo Malone, cele două Jo Malone, da, sunt cele mai scumpe. Da, astea în sticle care probabil ar ajunge pe la 5, 6, 7 milioane. Acesta undeva la 400 și ceva. Ok, 400 și acela probabil 600 și. Da, că e varianta mai mare. Iar cel mai ieftin este 40, în jur de 40 de lei. Hai să nu cel mai ieftin, da. Deci avem de la 40 de lei până la maxim 6-700. Și probabil că și acesta este 5-600. Da, dacă îl luați din Sephora, dar cred că puteți să-l găsiți și mai bine la pe la 300, sticla asta de 90. Eu cred că tot am dat pe ea 300 și un pic. Bine, acum ce deci avem pentru toate bugetele. Da, și acum pentru un buget mai restrâns. Da,
miroase, vă zic, deci a fost descoperirea anului pentru mine. Miroase ca un parfum foarte cunoscut și foarte scump. Și anume, Baccarat Rouge. 540. De la? Nu, nu de mă la... pune. Nu mă pune. Vreau să au... MFK. De la prietenul tău. De la Francis, de la prietenul meu Francis. Da. Cine nici eu nu mă știe... să zic, să știi. Francis Curjean. Curdijan. Curdijan, ca să știți. Dar el este Curjean. Da, cred, nu știu, trebuie să mai aud pronunțat de el. Chiar aș vrea cu gurița lui să zică numele ca atunci. Să-i zicem Francis. Să-i zicem Francis. Sau să-i zicem MFK. Da, casa este Maison Francis. Așa? Dar acesta este de la Tezorii d'Orient. Și cui nu-i place Tezorii d'Orient? Da, pentru că la ce preț are... Să ridice mâna cine nu adoră Tezorii d'Oriente. I-am cumpărat și mamei, am pus într-un hol. Da, pe ăsta? Nu. O altă variantă, dar i-am luat set și apropo de asta, să știți că Tezorii d'Oriente se găsesc în DM, da. Au niște prețuri foarte bune, parfumurile. Cu gel de duș, care da. E foarte, foarte cu gel bun. De duș, cu parfum de cameră, sunt mai da, multe da, seturi, da. Așa că uitați-vă și la raionul, ca să zic așa, de seturi, pentru că puteți să-l găsiți și acolo. Și eu am văzut când i-am cumpărat mamei set cu parfum de mărimea asta, de gramajul da, acesta, de și un parfum de cameră, l-am luat cu 38 de lei, în condițiile în care parfumul era 45, singur, da, el. Da, eu tot am dat pe adică puteți să găsiți și astfel de oferte. Da, și it's a good deal. Acum adică... o să căutăm cadouri. Cred că evident... se găsesc acum în DM, tot da, felul da, de sigur, seturi sigur. Și na, asta e sigur. Interesul să... Acesta este un Baccarat Rouge, dar mult mai fructat. Da. Cred că tu știi. Da, da, știu. Mai e cazul să-l dăm? Sau? Da, da, o să-l dăm. O să-l dăm. Că o să-l dăm. Și este puternic, după mine e foarte puternic. Și uite, după o să dăm pe celălalt care seamănă cu Baccarat Rouge și poate le și comparăm. Da, ai tu unul, da. Trecem la celălalt. Este deosebire de Baccarat Rouge, acesta se deschide extrem de fructat. Da, fructe roșii. Extrem de fructat. Pe el scrie eu care... simt gref. Grefuri. Are rodie, așa scrie pe el. E posibil să aibă și un pic de citric acolo. Și ceai roșu. Ceai roșu. Da, chiar miroase a ceai roșu. Da, are ceva, o notă de ceai, nu știu, la de roșu. Puneți orice pliculeț de ceai aveți care să fie mai aromat, mai bun. Da. Ceai cu rodie. Ceaiurile de la capor. Da, nu da, există da. Ceai mai aromat decât acela. Puneți orice pliculeț într-o cană cu apă fierbinte, exact așa miroase. Am Baccarat mai fructată și mai de un buget normal. Nu adică... are stomatolog. N-are stomatolog. N-are da. Deloc asta stomatolog. E un lucru bun, pentru că în Baccarat, multă lume, Baccarat Rouge, mă refer, multă lume simte nota de stomatologie, medicament și așa mai departe. Foarte interesant. Și acesta nu are nota aia. Este Persian Dream, da, varianta Persian Dream de la Tezorii d'Orient. Am ajuns la roșu, e cam singur, cred. Terminăm de filmat și mergem să-mi iau gelul de duș, da? Da. Și acum hai să trecem la ce ai zis tu, să comparăm. Da. Da? Da. Îl arăți tu, că iată. Am primit acest parfum cadou de la Cristian și apropo tot de treaba asta cu... cum oferim un parfum cadou sau dacă putem să-l oferim. Da. Mie Cristian mi l-a luat pe acesta pentru că se zice că este un, nu știu dacă să zic dupe, că nu e chiar ieftin, că și ăsta e tot de nișă. Da, da, o... față de Baccarat e mult mai ok. Adică sau, o... da, ok, hai, comparativ cu e acela... E un buget mediu. Da, da. E în mic. Jur de... 4 milioane? Da, un 350. Depinde de unde luați, da, 400, între 300 da. Și 400 de lei. Este de Mansera. Mm-hmm. Mansera este o casă de parfumuri de nișă. Cumva e soare la... cu mental. Așa, exact. Dar cumva mai la baza nișei, în ceea ce privește da, prețul. Da, e o nișă mai accesibilă. Da, exact, dar sunt niște parfumuri foarte persistente. Cel puțin asta pot să zic eu despre el. Și pentru că el mă știe fană miros care seamănă cu Baccarat, pentru că eu nu am un Baccarat în colecție. Când o să-mi permit, o să-mi iau un Baccarat. Glumesc. Asta cu... Nu, dar asta cu permisul e... Dacă vrei să investești exact. Sau nu, că până exact. La urmă face ce... dată și ei. Da, face cum consideră cu banii mei, nu? Dar mie mi l-a cumpărat pe ăsta strict pentru că știe că îmi place mirosul și că aduce acolo.
Așa că e un parfum pe care, dacă sunt mai și domni care se uită aici, da, și știu că doamnele sunt fane, Baccarat Rouge, da, da. 45 de lei, da. 300 și de lei. Da, deci pentru un buget mai mic sau... Hai să-l pulverizăm și pe acesta, ca să fac o comparație ușor. Păi ce să pun să miros și eu, pentru că a trecut ceva timp de când, mamă, am dat pe lângă, nu știu ce, n-am ținut. Păi la final poți să te dai cu el. La final aș vrea să luăm un parfum și eu cel puțin v-aș zice cum trebuie să vă dați cu el. Okay. După tehnica lui Cristian. Da, da, stai. Okay. Are o tehnică... Așa, pe partea asta. Da. Chiar sunt curioasă ce tehnică are. Da, da. Fructat? Fructat. Acesta, adică, în partea asta. Hai, hai, hai că le țin eu. Așa. Fructat. Fructat. Și Instant Crush se numește, de la Mancera. Nu știu dacă am zis. N-am zis doar de Mancera. Instant Crush este el. O să aveți și close-up, probabil. Și deloc fructat. Ia, nu-și bine. E mai gurmand. Asta trebuie să te dai pe piele, pentru că e cu totul diferit. Da, da, da. Blotterul, hârtia în sine, nu oferă magia de a te da pe piele. Pe piele se contopește cu căldura ta, cu pielea ta, cu uleiurile tale și altceva. Instant Crush seamănă mai bine un pic, din punctul meu de vedere, cu... Da, dar nu are... Nu are nici nota stomatologică. Nu are nota stomatologică și îi mai lipsește unele, ca să semene mai bine, nu că îi lipsește... Nota lemnoasă îi lipsește. Da, îi mai lipsește ceva ca să zici da, e acolo. Are o personalitate a lui. Da. Dar Baccarat are o chestie, adică ce e specific lui Baccarat este că proiectează ca un nor în jurul tău. Adică acum depinde cum e pe piele. Că nu înțeleg cum fac asta. Cum au creat parfumul ăsta astfel încât să te învolui așa? E pe bază de o moleculă care se... Wow, da, interesant. E ceva mai nou, să zicem. Mai vii să mai povestim? Mai vin, normal, că îmi place. Oricând îmi place să vorbesc despre parfumuri. Hai să mai vedem ce mai avem aici. Hai să vedem și unul mai citrat pentru doamnele care doresc, sau domnii. Acesta... Mai avem patru, să știți. Da, acesta ar fi... O variantă, știu că i-am dat lui Cristi să-l miroasă și a zis că l-ar purta și el, pentru că îi amintește de tot unul de la această casă, de la Hermes. Vorbim de Terre d'Hermes. Ok. Și acesta nu este Terre d'Hermes, este varianta pentru femei de la Eau de Merveille. Varianta EDT, okay. Adică Eau de Toilette, pentru că mai avem elixir de merveille. Da, e foarte frumoasă, deci de oferit cadou. Mm-hmm. Deci că e un glob. Mm-hmm. Îmi și amintește de o decorație de pus în pom. Și așa că hai să vedem. Bine, eu am avut o variantă mai veche, care era ceva mai puternică. Wow, ce pulverizator sănătos. Da, da, cele de la Hermes n-au treabă la pulverizator, sunt foarte bune, da. Ia să vedem. Și este varianta mult mai fresh și acesta are portocală. Ok. Sau ceva citric, sigur simți pe acolo. Și mult lemn. Dar un lemn mai uscățel, așa. Interesant, nu simt nimic. Nu simți nimic? Nu simt miroase. Stai că îmi place asta. Miroase, dar nu poți să asociez cu ceva. Eu asociez cu Crăciunul, pentru că portocala respectivă mă duce, cum mă duce și știu că are lemn de brad. Wow! Oarecum, eu l-am purtat numai iarna și de asta l-asociez cu Crăciunul, dar multă lume îl poartă pe acesta, EDT-ul, vara, e foarte ok și de vară. Eu zic că e foarte ok acest parfum de semnătură. Mi se pare rece. Semnătură. Da, e rece. E rece, nu e... Asta pot să zic despre el. Da. Nu-mi dau seama. E rece, este elegant, este stai acolo că eu sunt elegantă, deci nu așa. Dar eu cred că ar merge și la birou, dacă te duci, nu ai deranjat pe nimeni. Da, nu e un parfum deranjant, cu siguranță nu este un parfum deranjant. Deci ar merge, eu zic că e perfect ca semnătura cuiva, deci eu oricum știu foarte multă lume care îl poartă. Ca serios? Da, da, e arhi-mega cunoscut acesta. Îl puteți testa și pe acesta în Sephora, Douglas și toate parfumările din mall-uri. Clar e un parfum de birou. Da, da. Mi se pare super potrivit pentru mersul la birou. E interesant. Nu pot să-l asociez cu nimic. Da, pentru că nu seamănă cu nimic. În creierul meu nu poate fi asociat cu nimic.
Dar da, e interesant, e foarte interesant. Are un ADN, deci dacă ați mirosit destule de la Hermes, o să vă dați seama că au ceva în comun, au un ADN comun. Și o eleganță aparte pe care eu o găsesc numai. Și interesantă este sticluța. Da, și cu stă, steluțe, cu... Deci stă, fie așa, fie așa. Fie poți să fie așa, dar nu. Foarte interesantă. Un Secret Santa costisitor ar fi exact acest Hermé. Da? Cum se cheamă? Hermé, da. Eau de merveille. Eau de merveille. Este scump? Tot în jur de 3-4. Cam cât ar fi și Black Opium-ul. E din aceeași categorie, de designer. Dacă aveți de făcut un cadou șefului, cu o ocazie specială, da, de eu zic ziua că ar lui pe un bărbat. Sau... Eu zic că acesta ar fi un unisex, cu toate că e marketat pentru femei. Da, și nu, e... Cristi, bine, nu știu dacă l-a purtat Cristi, cum mi-a zis, dar mi-a zis că da, îi amintește de Ter d'Hermes, care e de bărbați, tot de la Hermes. Da, interesant, foarte interesant. Hai să venim cu unul pe care nu cred că știi. Vorbim de... Dar arată ce sticla. Berdu, cred că am pronunțat bine. Și sticla arată ceva, are un model aici pe spate foarte, foarte interesant. Drăguț. Și se numește Masai Mara. Masai Mara, ok. E interesant și eu cred că o să-ți placă asta. Haide să vedem. Sunt curioasă. E mai pe partea dulce, mai pe partea... Miroase a naftalină. A naftalină. Interesant. Ceva, ceva care îmi rămâne în nas. Mi se oprește aici în nas. Da, are, are niște spices, poate. Da. Mie miroase a un soi de ceai sau băutură spiritoasă, cu... dar cu ceva cuișoare, cu condimente. Da, da, cu condimente, cu condimente ușor picante, așa. Da, ușor... da, te gândești cumva la zona aia indiană, nu știu, te duci acolo. Turcească. Din... Turcească, da, da. Știți, poate știți, bazarul de condimente din Istanbul. Nu am ajuns acolo, da. Bazarul de condimente, exact așa miroase, a toate condimentele adunate. Dar eu simt ceva. Și ceva buzi, adică un ușor ceva alcoolic, dar ca băutură alcoolică, nu ca un alcool. Spiritos? Nu că are spirit în el, adică nu... Nu. Înțelegi, nu. Spre partea dar de... Dar o băutură, da, din asta, da, care se simte, da, un pic cu alcool și cu ceva mirodenii, ceva, ceva lemn. Interesant. Și e și un pic dulce. Este de damă, bărbătesc sau unisex? Cred că e unisex, da. Acesta este. Îmi pare de, unisex. De nișă, da. Adică eu l-aș cumpăra. Așa, acesta se găsește un... Și unui bărbat fără probleme. L-am văzut în Marionu. Da, l-am văzut în Marionu, da. Și acolo îl puteți testa. Masai Mara, de la Berdu. Chiar e ceva, da, ce m-a... Nu am mirosit niciodată un parfum Berdu. Păi și pentru mine au fost. Dar e altfel. Da. Bine, de principiu parfumurile de nișă sunt altfel. Da, da, da. Pentru că nu vorbim de, nu știu, aceleași 3, 5, 7 ingrediente pe care le-am adunat și le-am pus la oaltă și am creat parfumurile astea de designer, de linie, care sunt poate toate similare, da, cumva. Da. Parfumurile astea de nișă sunt, au ceva. Da, dacă și vrei să ieși în evidență, da, cu parfumul de nișă, dar puteți... V-am zis, la nișă trebuie să fiți cu băgare de seamă, să, da, să mai știți cât de cât ceva despre persoana respectivă. Da, e fără probleme, l-aș, da, cumpăra pentru un bărbat, cadou pentru un bărbat. Da, dar eu îl văd și pe o femeie mai, vine în engleză, strong-willed, mai încrezătoare, așa, și poate... Nu tinerică, nu la 20 de ani, nu știu. Nu, în niciun caz. Mai peste 30. De 20 de ani aș zice Black, da, Opium și aș mai zice Instant Crush, da, și acesta. Și Lolita Land-ul. Lolita Land. Și poate acesta, următor. Hai să vedem. Următor, hai să vedem. Poate e vorba de sufletelul meu, Guerlain. Și am ales unul foarte dulce de nu la Guerlain. Nu am mirosit niciodată un parfum Guerlain. La Petit Robe Noir e foarte cunoscută toată gama. Așa. Acesta este un flanker, adică este un parfum care a apărut după primul parfum care s-a lansat din această gamă, la Petit Robe Noir. Sunt mai multe. Și asta e varianta intensă. Să detaliem un pic, da, treaba asta, că mie mi se pare, da, interesantă. Și ce poate vă interesează și pe voi.
brandul scoate un parfum, da, da, numește, lansează un parfum. Hai să zicem cazul ăsta, se numește La Petite Robe Noire, simplu. Ok, și după, peste un an, doi, pentru că parfumul ăla a mers foarte, da, bine, a avut mare succes, mai modifică un pic formula, da, mai și mai lansează unul sub același nume și probabil că mai adaugă ceva, da, ca să poată să fie delimitate. După La Petite Robe Noire mai vedeți un intens, un o de ceva, o, da, fresh, o... Libră. Da. Libră. Libre, libră. Da, și intens. Libră intens. Da, 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 corect. Libră intens fiind flankerul de la... Care îmi place mai mult, deși eu l-am pe Libră. Mie îmi place mai mult Libră, da. Fiecare. Mie intens. Să vedem cum e asta pe tine. Haide, adică pe plotter. Acesta este penultimul. Nu mai avem mult. O să fie un video de o oră. Oh, dar un vlog. Pentru că filmează cu mine, de aia. Pentru că eu. Mie mi se pare că subiectul e interesant. Și un vlog mai de o oră e binevenit în perioada asta, nu? Sper. Eu sper să vă placă. Este... Acesta are lemn dulce, din câte mi-am amintesc, toate din gama La Petite Robe Noire au lemn dulce. Inițial, La Petite Robe Noire era pe bază de cireșe și lemn dulce. Acesta are afine, dacă nu mă șur. Nasul meu aproape că nu mai poate. Da, cred că dar nu mai duce. Este un parfum... Iubibil, zic eu. Super iubibil. Da, cu acesta... E un parfum care îți rămâne în minte. Și mie mi se pare foarte potrivit de iarnă, pentru că e pe partea aceea dulce, mm-hmm, persistă bine pe piele și e ultra feminină, așa, parcă te vezi într-o rochiță de cocktail aproape, mm-hmm, la o petrecere... Neagră, pe dedesubt, exact. Am, gata, m-am văzut. La o petrecere... cu o chestie de asta pe cap, petrecerea firmei? La poate? Petrecerea de Crăciun a companiei, da. Noi încă trăim în lumea normală, da, în care, da, avem petrecerea de Crăciun, dar... O să mai avem, să sperăm. La un moment dat, da, abia aștept. Ah, mi-e dor de ele, da, mă rog. Foarte interesant. Indiferent că vreți un parfum, nu știu, o recomandare de parfum de cumpărat de Crăciun, indiferent că vreți o recomandare de parfum pentru voi, musai să îl testați pe acesta. Este... imperios necesar, dar și La Petite Robe Noire să-l testați, pentru că acela are cireșe, poate sunteți, dacă sunteți fani. Mergeți în magazin și testați-l, este absolut senzațional. E parfumul acela, se găsește, cred că, în toată magazin. Pentru care ai oprit pe cineva pe stradă. Nu te supăra cu ce te-ai dat, nu te supăra ce miroși. Exact genul, da, ăla de parfum, mi se pare. E ultra mega feminin, după deși mine. Deși e primul meu parfum Guerlain pe care îl miros vreodată în această viață. Serios? Da. Mie mi se pare ciudat numele, Guerlain. Suna... O chem pe la mine și vede toată colecția Guerlain, pentru că am multe și o să vezi, o să nebunești. Wow! Poate cine știe, va urma un clip pe canalul meu, dacă vă duceți acolo un link. Da, 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 neapărat să-i dea subscribe, că e o enciclopedie. Pe Raluca, pe canalul meu și de-abia aștept să-i dau toate Guerlain. Să testez. Nu, da, îmi sună așa, nu știu, nu m-a atras niciodată numele. Dar știu că au și make-up, adică... Da, da, știu și au și skincare și, da, foarte scump chiar. Scump, adică, scump. Da. Acesta e undeva la... Cred că găsești la 250. Serios? Ultima oară până la noastră, dar de pe site-uri. De pe site-uri. Okay. Vă pun oricum, da, și site-uri în descriere. Voi vă recomand, vă zic încă o dată să vă duceți în magazin să le testați. Dar aveți și niște site-uri în descriere. Sau varianta originală cu cireșe, sigur o găsiți dacă nu o găsiți pe asta, dar l-am văzut, sunt side by side, sunt unul lângă altul pe ele. Lipsește un parfum din această recomandare. Black Cherry, Black, Dark Cherry. Ah, da, la... da. Acela mi se pare mai mult de toamnă, da, la mine e de toamnă și de-aia Dark nici m-am gândit la... Dark Cherry in Amber de la Banana Republic, da. Acela e de buget și cu cireșe, și cu cireșe și cu migdale. Bine, eu simt migdale, cireșele cu migdale la mine se simt cumva împreună, că așa simte nasul, da, meu. Da, și la mine, pentru că dacă, da, și simțit migdalele separat, nu ar fi fost un parfum, da, pentru, da, mine, da, nu pot, da, cu migdale. Bine, îmi plac și migdale separat, îți dau eu parfumul cu migdale separat, o să-ți plac. Mulțumesc. Mă obligă, sunteți martori, da, că mă obligă. Păi trebuie să testezi, trebuie să... Haide, trecem la ultimul, pentru că nu mai pot. Este un Dior. Cum să dai greș cu un Dior? N-ai cum să dai greș cu un Dior. Mai ales cu Edict, care este atât de iubit. Adică...
Mai, unul de 30 de mililitri și crede-mă, e frumușel. 6 adică... milioane jumate. Nu știu, nu știu. Nu e atât. Lumesc. Știu că sunt scumpe. Nu, nu, nu e atât. Ăsta de 30, într-adevăr, pentru 30 de mililitri, fiind Dior, e mai scump. Dar e adorabil. Este... Da. Arată ca un ruj augmentat. Exact. Da. Și este culoarea asta albastră, care mi-e place. Și mirosul, mirosul e clar iubit, știu sigur, de foarte multe doamne. Mie nu mi-a atras niciodată atenția acest parfum să-l miros, să mă duc în magazin și să zic vreau și eu să miros un Dior și în general nu mi-au atras atenția parfumurile de la Dior, deși știu că sunt scumpe. Sunt scumpe și foarte multă lume și le poartă. Foarte multă lume le, da. Foarte și... feminine, adică mai... Deci uite, nu, de exemplu, Toba Color, dar Toba Color e de la Casa Dior, da, de la Christian Dior. E, de, e varianta mai scumpă. E da, varianta e lor mai... așa. Nu, nu e pentru mine. Nu e pentru mine. Nu... Știu că ți-am dat să testezi Toba Color. Da. Dar s-ar putea să-ți placă altceva. Uite, un Fev Delicious sau un ultima variantă, Diorama. Cu vanilie, s-ar putea acela să fie pe locul. Pe acestea, și acesta are vanilie. Toba Color, Fave Delicious și Diorama se găsesc în magazinul Dior din Băneasa. Da, acolo le puteți testa. Adică nu puteți să le testați în Sephora da, sau... Dar merită să vă duceți și să luați... Deci da, variantele de 40 de mililitri sunt... Nu sunt cele mai ok ca preț, dar măcar nu vă duceți să vă luați găletușe de... 120 sau cât, da, cât e, da. E cam o ricică pentru mine. De asta mi-am luat și de 30 pentru că mi-a plăcut mai mult sticla și e suficient pentru mine la câte parfumuri am, dar eu cred că e ok și să dai cadou așa ceva. Că, da, poate... O, da, clar. E un parfum care poate fi atrage pe placuri foarte multor oameni. Da, și atrage atenția. Și arată foarte bine și sticla. E Dior, se vede, adică dacă îl... și ambalați frumos și vezi cutia, cutia nu mai am din păcate, dar e ceva ce puteți, cu care puteți face impresie, clar. Da, e interesant. Că nu știu cine nu ar zice nu unui Dior, mai ales edictul care e. Mă așteptam să fie un pic mai dulce. Nu e foarte, eu foarte dulce. Eu nu am mirosat până acum niciodată. Dar are ceva scurtișoară în el. Și asta îmi place foarte mult. E o vanilie fină. Foarte fină. Dar îmi place. Și, îmi place, da. Chiar îmi și place. Persistența lui și siajul, adică cât proiectează în jurul tău, este foarte bună, surprinzător de bună pentru un parfum care e considerat de designer. Nu vorbim de gama aceea mai scumpă care se găsește numai în Băneasa. Da, 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 da. Vorbim ce de ce găsim în Sephora, da, de exemplu. Găsiți în Sephora și îl puteți testa acolo. Ce interesant. Da, îmi place. Nu mai rezistă nasul. Am da, gata. Păi am terminat parfumurile, gata. Nu mai pot. Și clipul ăsta de o oră, că am zis că tot adora. Nu-i nimic, e cu parfumuri, cu cadouri, parfum. Cu de toate. Unde am pus cadoul? Am da. Acolo. Du-te după el. Stați, aduc cadoul. Acesta a fost materialul de astăzi. Oh. Câte informații. Câte parfumuri. Da, cred că am acoperit cam toate tipurile de buget. Da, da, am acoperit și multe gusturi. Da. Și știm dacă am zice noi că putem să purtăm parfumurile astea de Crăciun. Da. Să nu fie așa să miroasă până la 10-a rudă care stă în capătul celălalt al mesei. Bine, unele sunt foarte puternice de aici. Unele trebuie dozate, dozate, corespunzător. Am zis păi să le că cu parfum, nu? Cu ce ne dăm? Stați știu, că n-am terminat. Aoleu, atâta am mirosit că nici nu știu cu ce să mă dau. Vreau să mă dau cu parfumul tău. Eu clar mă dau cu parfumul da, tău. Da, da, normal. Normal. Nu știu cu ce să mă dau, ce să aleg. Nu știu, care ți-a rămas ție în minte aleg? Ceva mai deosebit? Că știu că ți-a plăcut și Mirentonca, ți-a plăcut și Benedictul, ți-a plăcut și La Petit, Rob Noir. Am ridicat și eu parfumul și s-a închis camera. Vreau să mă dau cu acesta. Și, și apropo de dat cu parfum, Cristian are o tehnică. Ia. Astfel încât să enlighten me. Miroși parfumul, să nu fie deranjant, să proiecteze în jur, dar să nu te ia durerea de cap și să te sufoce. El face în felul următor. 1. Aici, nu aici, ca să-ți vină în nas, nu da, mai știu eu unde, ci... Puntele de puls. Cumva sub ureche. Aici ai o venă și ai pulsul da, fix. Da, da. Pe la ureche, în spatele urechii, da. Ei, asta o să împrăștie da, parfumul în partea și bărbații asta. Se mai dau și la ceafă.
Noi ne putem da în păr, puf, dar... În partea asta odată, evident, da, ca da, să da, se difuzeze așa. Aici, la ceafă, da, pentru da, că vrei să te miroase și cei din spatele tău, nu? Da, sau mai e o variantă, o să vă arăt eu cum să mă... Și dacă mai vrei pe haine. Da, și pe haine ca să reziste. Sau eu nu țin neapărat la datul pe haine. Adică da, se pare că... Da, depinde, poate nu vrei ca haina respectivă să miroasă apa. Și să te dai, și pe piele, e altceva, pentru că pe piele radiază altfel, se combină cu căldura voastră, cu... Ce frumos miroase. Da, o să miroase aici frumos. Da, da. Mai există o tehnică, tehnica aceea de dat în aer și de intrat în ea. Da, da. Aceea se făcea pe vremuri. Mie mi se pare inutilă. Nu e inutilă pentru că înainte erau altfel, parfumurile erau mult mai puternice și nu puteai, deci te sufocai. Serios? Da. Te sufocai dacă te dai așa cum facem noi acum și treia să te dai cumva la distanță și să intri prin el ca doar să vezi așa. Eu nu cred așa că rămâne nimic pe tine când ba te dai. Ba da, crede-mă la... Serios? Poate mă refer la parfumurile de pe vremuri. Nu, te dai un pic așa la... Da, unele mai fac așa ceva, stai așa. Ia. Ceva de genul, nu știu, se dau așa, în cerc. Și cade și pe păr și... Dar mie îmi place să fac așa. Sincer, am senzația că te-ai dat cu spray de fixare. Da, da, dar așa fac, deci le-am văzut. Dar și nu cumva se vede pe față? Nu, păi am evitat fața, am făcut așa. Ah, ok. În locul. Pe... Oricum, în păr mi se pare o idee foarte bună. Da, dar cam o scăpă. Că ea are da, acolo. Evident. Există evident parfumuri speciale pentru păr, asta nu vezi. Există parfumul pentru păr, special făcut. Da, 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 da. Aceeași variantă de parfum, dar probabil ușor mai diluat. Și fără alcool, fără alcool, încât să nu suce părul, da, da, corect. Dar nu, e ok dacă vă dați un puf. Ce frumos mirosi. Da, mirosi foarte frumos. De gata, cadouri. Gata, cadouri. Așa cum știți, fiecare clip conține și un cadou. În fiecare zi voi oferi în cadrul fiecărui clip un cadou. Ce după mișto ce se termină vlogmasul. Da, da, păi ce dacă mișto îmi lași un comentariu, ai o șansă să câștigi, câștigi cadoul. Da. Ce câștigi? Fiecare clip va avea câștigătoarea lui. După ce se termină vlogmasul, o să le aleg pe toate cele 24 sau 25, pentru că nu m-am hotărât încă dacă voi face 24 sau 25. O să vedem pe parcurs și după Crăciun undeva, în zilele acelea, da, am să expediez toate cadourile. Da. Și nu, nu, păi ar fi mult prea greu și nu ar face sens. Și mi se pare mai drăguț așa, pentru că există posibilitatea ca cineva să câștige de mai multe ori și să primească da, așa un fel de mini calendar de advent. Băi, ce frumos ar fi! Da? Nu? Așa? Bun. Și pentru că astăzi am vorbit de parfumuri, am pregătit aici două punguțe cu mostre, pline cu mostre pe care vi le voi oferi vouă, îi le voi oferi câștigătoarei de astăzi și m-am gândit eu că dacă tot o să existe posibilitatea asta ca cineva să câștige de mai multe ori, uite, să aibă, nu știu, o paletă de machiaj cu mai știu eu ce și cu mai știu eu ce și cu setul acesta de mostre. Acestea sunt toate, ca să știți, sunt 2, 4, 6 în total, avem la Vie Belle, iconic. Hai să le și spun ca să nu da, da, existe dubii. Mai avem un Miss Dior de la o Dior. De da, așa. Mai avem un J'adore Enjoy de la Dior. Mai avem un Lanterdi da, de la Givenchy. Rouge, varianta rouge. Varianta rouge. Mai nu avem un Miss Dior Blooming Bouquet. Foarte frumos. Un J'adore simplu, apă de parfum. Clasic, J'adore. Și un J'adore Lor, esență de parfum. Mm, dar cum arată, e miniatură? Nu, este tot mostră și aici. Eu sunt foarte curioasă. Ca să... Ah, de ce? Nu e, avem dubii, e dar drăguț, arată așa. Ambalajul. Da, e foarte drăguț. Și parfum. Și am crezut inițial că este tot miniatură, mm-hmm, dar este aceasta. Așa că acestea sunt mostrele de parfumuri pe care le oferim, le ofer în clipul de astăzi. Condiția este să lăsați un comentariu, să evident să fiți abonate canalului, să spuneți un like clipului și să lăsați un comentariu, să-mi spuneți orice vreți voi. Uite, dacă, de exemplu, oferiți parfumuri cadou de Crăciun, că e foarte și interesant parfum, treaba asta. Și ce parfum v-ați gândit să oferiți? Ce parfum și cui ui, oferiți? Mamei, eu știu. Mamei, prietenei, da, surorii, da, 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 nu știu, șefei. Sau... bărbaților din viața asta. Nu
Da, da, domnului, da, domnului, da, 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 da. Lumii, îți mulțumesc din suflet că ai fost aici, a fost o absolută plăcere. Și bine m-am distrat, da, normal, da, da. Am vorbit despre parfumuri cu... Curaliu, care e una dintre preferatele mele de pe YouTube. Ei, mulțumesc! Ești tu prea drăguță! Nu uitați să dați thumbs up, mera, și subscribe! Da! Like, subscribe, clopoțel, dacă vreți să fiți înștiințate când apare un clip nou și neapărat mergeți pe canalul ei. Ai 200 de parfumuri? Peste 200 de parfumuri? Nu, n-am peste 200. Peste 200. N-am. Și Cristian zice că are 150 și am numărat eu 190. Eu nu le număr că mi-e frică. Dar o să fac o colecție la finalul anului și o întreagă colecție și atunci trebuie să le număr. Deci, da. Ideea este că pe mine clipurile tale mă ajută foarte mult. Din punct de vedere al faptului că... Îmi mai dau seama că mi-ar plăcea un parfum și vreau să mă duc să-l miros, da, să văd cum mi s-ar părea mie. Și îmi atrage atenția cu privire la niște parfumuri pe care poate că nu le-aș fi băgat în seamă. Asta e și scopul până la urmă. Și eu mă uit la alți YouTuberi tot pentru a mai vedea parfumul pe care eu poate nu știam că ce a mai apărut sau ce un parfum, nu știu, despre care nu mai vorbește nimeni, dar care e de pe viață de mult timp. Da, plus părerea care, încă o dată, este personală. Parfumul e o experiență personală care trebuie trăită, care trebuie înțeleasă, care trebuie avută. O experiență care trebuie avută. Exact. Ne vedem mâine. V-am pupat. Pa! Ciao, ciao!